Un șofer a scăpat cu viață în mod miraculos după ce a intrat cu mașina într-un camion care transporta trunchiuri de copaci. Lemnele au năvălit pur și simplu peste el în mașină prin parbriz. Șoferul s-ar fi aplecat să ia un obiect care îi căzuse pe jos în mașină și a pierdut controlul autoturismului. Această mișcare a fost și cea care i-a salvat viața. Altfel, trunchiurile care au intrat prin parbriz nu aveau cum să le evite. Pompierii au fost nevoiți să folosească drujbe pentru a le libera pe șoferul care a scăpat doar cu răni ușoare.